Povestea femeii care și-a aruncat toate rochiile la tomberonul de gunoi. Eram cunoscută în oraș pentru stilul meu impecabil. Rochiile mele, mereu elegante și de bun gust, erau admirate de toată lumea. Nu era petrecere, gală sau eveniment la care să nu strălucesc în una din sutele de rochii scumpe și frumoase pe care le adunam cu sârguință. De ani de zile, mă străduisem să-mi mențin silueta perfectă, renunțând la plăcerile culinare, ținând diete speciale și făcând sport zilnic. Totul pentru a fi frumoasă și pentru a păstra vie flacăra iubirii dintre mine și soțul meu. Într-o seară, după ce am venit de la un eveniment, am decis să ies la o plimbare prin oraș. Soțul meu era plecat din oraș cu munca. Îmbrăcată într-o rochie albastră de mătase, mergeam pe străzile pustii, bucurându-mă de aerul răcoros al nopții. Însă, ceva mi-a atras atenția. În fața unei cafenele cochete, l-am văzut chiar pe soțul meu. Inițial am crezut că îl confund. Știam sigur că soțul meu nu este în oraș. Însă era acolo, dar nu singur. Alături de el era o femeie tânără, râzând și ținându-l de mână. Inima mi-a înghețat. Nu îmi venea să cred ce vedeam. Am simțit cum totul se prăbușește în jurul meu. Am hotărât să mă ascund și să privesc mai departe. Poate că era doar o cunoștință, o colegă de muncă. Însă, ceea ce a urmat mi-a frânt inima. Soțul meu s-a aplecat și a sărutat-o. Era evident că între ei era ceva mai mult decât o simplă prietenie. M-am întors acasă cu sufletul sfâșiat. M-am trântit pe pat și am început să plâng. Ore întregi, lacrimile curgeau neîncetat. Mă simțeam trădată, umilită și lipsită de sens. Toate eforturile mele, toate sacrificiile, toate rochiile frumoase, păreau acum fără sens. Dimineața următoare, m-am trezit cu o decizie fermă în minte. Am deschis dulapul plin de rochii și le-am privit cu ură. Fiecare dintre ele îmi amintea de o seară în care sperasem să fiu iubită și apreciată. Am început să le scot una câte una și să le arunc pe podea. După ce dulapul s-a golit, am strâns toate rochiile într-un sac mare de gunoi. Soțul meu a venit acasă la prânz. M-a găsit în fața casei, în pijama, târând sacul greu spre tomberonul de gunoi. "Ce faci, iubito?" a întrebat el surprins. "Ce fac?" "Arunc tot ce am cumpărat pentru a arăta bine pentru tine," am strigat eu, aruncând sacul în tomberon. "Dar ce s-a întâmplat? De ce ești așa supărată?" a întrebat el, încercând să mă prindă de mână. "Știu totul. Te-am văzut aseară cu acea femeie," am spus eu printre lacrimi. Soțul meu a încercat să nege, să spună că e doar o colegă, că nu e ceea ce pare, dar nu l-am mai ascultat. Era prea târziu pentru scuze. Am intrat în casă și am început să plâng din nou. Soțul meu a venit după mine, încercând să mă consoleze, dar nu a reușit decât să mă enerveze și mai tare. "Cum ai putut să-mi faci asta? După tot ce am făcut pentru tine, după tot ce am sacrificat?" am întrebat, cu vocea plină de durere. "Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău." "Nu am vrut să te rănesc," a spus el. "Dar nu mai conta." Cu fiecare cuvânt al lui, simțeam cum se adâncește rana din inima mea. Timp de zile întregi, m-am simțit pierdută. Am refuzat să vorbesc cu oricine. Am refuzat să ies din casă. Mă simțeam dezamăgită de viață, de iubire, de tot. Într-o dimineață, o prietenă apropiată m-a vizitat. A găsit casa într-o stare deplorabilă, cu haine aruncate peste tot și mâncare nestrânsă. "Trebuie să ieși din starea asta," a spus ea ferm. "Nu merită să te distrugi pentru cineva care nu te respectă." Am privit-o cu ochii înroșiți de lacrimi și am simțit pentru prima dată un licăr de speranță. Poate că avea dreptate.
Poate că trebuia să-mi reiau viața și să mă concentrez pe mine. Dar nu știu cum, am răspuns eu, cu vocea tremurândă. Începe cu pași mici. Ieși afară. Respiră aer proaspăt. Fă ceva ce-ți place. Și, mai presus de toate, nu te mai gândi la el, a spus ea, luându-mă de mână. Am urmat sfatul ei și, încetul cu încetul, am început să-mi revin. Am descoperit că pot fi fericită și fără el, că pot să mă bucur de lucruri simple. Mi-am făcut prieteni noi, am început să călătoresc și să mă bucur de viață. Într-o zi, am trecut pe lângă un magazin de rochii și pentru prima dată după mult timp, am simțit dorința de a intra. Am probat câteva rochii și m-am privit în oglindă. Nu mai eram aceeași persoană, dar eram mai puternică, mai încrezătoare. Mi-am cumpărat o rochie nouă, nu pentru a impresiona pe cineva, ci pentru mine. Pentru a-mi aminti că merit să fiu fericită, că merit să fiu respectată. Am învățat că adevărata frumusețe nu vine din haine scumpe sau din sacrificii inutile, ci din iubirea de sine și respectul față de propria persoană. Și în ciuda tuturor dificultăților, am reușit să găsesc fericirea în mine însămi. Adevărul este că uneori femeia face totul pentru a fi pe placul bărbatului și uită că ar trebui de fapt să facă doar lucruri pentru a fi pe placul ei. Nu uita să te iubești. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.